Gabriela Cristea momente de panică în vacanță și a păzit cunoscuta prezentatoare. Am fost avertizați. Concediul mult așteptat al familiei Cristea Clonda a luat o turnură neașteptată, transformându-se dintr-o escapadă relaxantă într-o aventură plină de surprize neplăcute. Gabriela Cristea a plecat în Corfu împreună cu soțul său, Tavi Clonda, și cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, în speranța unor zile liniștite sub soarele grecesc. Cu toate acestea, vacanța lor a fost marcată de câteva incidente care au transformat-o într-o experiență de neuitat, dar nu neapărat în sensul pozitiv al cuvântului. Primul șoc a venit chiar înainte de a părăsi țara. În timp ce așteptau îmbarcarea pe aeroportul Otopeni, cei patru au decis să servească micul dejun într-unul dintre localurile din incintă. Deși pare o decizie obișnuită pentru orice călător, experiența lor a fost departe de a fi plăcută. Tavi Clonda a fost luat prin surprindere nu doar de prețurile exorbitante, aproape 500 de lei pentru câteva sandvișuri croasante și băuturi răcoritoare, ci și de atitudinea personalului. Un angajat al localului l-a abordat într-un mod nepoliticos, acuzându-l că ocupă prea mult spațiu și blochează trecerea altor clienți. Această interacțiune neplăcută l-a determinat pe cântăreț să-și exprime frustrarea în mediul online, postând un videoclip în care descria situația și critica designul nepractic al meselor din restaurant. Deci asta vă spun, eu de asta vin în aeroport, de asta plecăm când plecăm. Ca să mâncăm un sandwich. Cum intru în aeroport, e ca la McDonald's sau ca la KFC. Cum intru în aeroport, cum mi se face? Uite, fii atent, să mă dau mai... Păi, dar ați făcut băi mesele astea proaste, ce să vă fac cu cavași? Să mă ia și de mine dimineața la 5 dimineața băiatul ăsta, că el e top, e șef. Mă, n-ai mă ce să faci, șmecherii. Da, să fim vă optimiști, să mergem în vacanță, să suntem relaxați. Întrebarea ta era, cât a costat? 480 de lei. Cum e? Și blochezi, și blochezi aici și, că sunt și obraznic, și blochezi aici. Blochezi aici circulația, ești nebun, nu-i nimeni, nu trece nimeni, vezi? Ați văzut? Nimeni nu trece aici. Incidentul a subliniat o problemă bine cunoscută a aeroporturilor, prețurile mult umflate ale produselor și serviciilor oferite călătorilor captivi. Cu acest gust amar, familia Cristea Clonda a pornit spre destinația de vacanță, insula Corfu din Grecia. Asta e fața mea și a noastră, după 2 ore jumate de așteptare de întârziere. Wizard. Și avem probleme și cu locurile. Am dus și la Gabriela pe pagina. Găsim niște locuri să stăm toți patru împreună. Acum ne-au despărțit, ne-au pus pe ultimul loc. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Nu, noi pe ultimul loc, 3 bucăți și Iris singură în fața aeronavei. Da, Iris singură în față. Ca să fie treaba, adică și să și scrie părți... acolo, îi pe Iris așa, child, adică copil. N-am văzut nicio treabă. Dar că, dacă m-aș enerva acum, aș face, aș putea să-i dau în judecată pentru drepturile copilului, că copilul se și legile astea aero da. Cum se cheamă, și că până la 14 ani copilul trebuie să fie însoțit de un adult. Da. Inițial totul părea să se îmbunătățească. Gabriela Cristea a descris locația unde erau cazați ca fiind absolut fabuloasă. Însă soarta avea alte planuri pentru ei. Într-o seară, în jurul orei 22, familia s-a întors la vila de vacanță, pregătită să se relaxeze după o zi plină. Însă, în momentul în care au deschis ușa, au avut parte de ceea ce prezentatoarea a descris ca fiind șocul vieții. În pragul ușii, înăuntrul vilei, se afla un șarpe. Deși era doar un pui, prezența sa neașteptată a fost suficientă pentru a provoca panică și îngrijorare. Moderatoarea de la Antena Star s-a împărtășit această experiență cu fanii ei pe rețelele de socializare, descriind cum inima i-a stat în loc când s-a trezit față în față cu reptila. Continui să spun la fel că este absolut fabuloasă. Dar, aseară ni s-a întâmplat o chestie. Bine, fusesem oarecum avertizați, doar că n-am luat în serios. Am zis, ce n-am mai fost noi în Grecia? Nu ni s-a întâmplat niciodată. Aseară când ne-am întors, era aproape 10, când am ajuns acasă la locație. Absolut superb, repet. Când am deschis ușa casei să intrăm în casă, am găsit un șarpe.
A menționat că puseseră avertizați în prealabil despre posibilitatea unor astfel de întâlniri neobișnuite, dar nu luaseră în serios aceste avertizmente, bazându-se pe experiențele anterioare din Grecia, unde nu se confruntaseră cu astfel de situații. Incidentul a determinat-o pe soția lui Taviklonda să ia în serios toate avertismentele primite de la gazda lor și să transmită mai departe sfaturi utile pentru alți turiști care ar putea vizita zone similare. Vedeta a subliniat importanța unor precauții simple, dar esențiale.